Ne bucurăm că vă vedem în seara aceasta în casa Domnului. Am vrea să vă ridicați în picioare și să lăudăm cu toții pe Domnul, fiindcă e vrednic de lauda noastră.
Dragii mei, fiți binecuvântați de Domnul. E o bucurie atât pentru noi, cât și pentru Dumnezeu să putem să stăm împreună la părtășie. Să știți că și Domnul se bucură atunci când copiii lui îl caută și merg la casa Domnului. Nu știu dacă ați fost atenți la versurile cântării. Ultimile două versuri spuneau: vreau să te cunosc mai bine și vreau să am iubire pentru cei de lângă mine. Mi-ar place ca lucrul acesta să fie un motto pentru noi pentru tot anul 2023. Stăteam aseară aici cu tinerii și la un anumit moment un tânăr a citit un verset din Psalmul 90, versetul 12, care spune: învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Și le-am pus o întrebare: la care zile se referă aici psalmistul? La zilele care vin sau la care au trecut? Păi cele care vin avem cum să le numărăm, că numai Domnul le știe câte o să fie, dacă o să fie zile sau poate o să fie ore sau... Fiecare știe câte zile are în spate. Și aș vrea în seara asta să facem un pas mai departe și o scurtă cugetare înainte de rugăciune. Psalmul 27 cu versetul 6. Ascultați ce spunea Iov, un lucru extraordinar în partea a doua a versetului. Zice: țin să-mi scot dreptatea și nu voi slăbi. Și apoi spune așa: inima nu mă mustră pentru nici una din zilele mele. Dați-mi voie să vă întreb, dragii mei, să vă pun o întrebare. Există zile în viața dumneavoastră pentru care vă mustră inima? Suntem la prima întâlnire de tinere din anul 2023. Privind retrospectiv așa pentru în anul 2022, dragi tineri, vă întreb pe voi: sunt lucruri pe care trebuia să le faceți și nu le-ați făcut și pentru care vă mustră inima? Sau ați făcut lucruri pe care nu trebuia să le faceți și vă mustră inima? Mă rog Domnului ca în anul 2023 să fie un an care la sfârșitul lui să puteți să spuneți: nu mă mustră inima pentru nimic, pentru nici una dintre zilele din anul 2023. Este greu ceea ce spun eu acum. Este greu pentru orice om, pentru că toți suntem oameni și greșim. Dar tocmai de aceea venim în casa Domnului, să cerem Domnului ajutorul. Și aș vrea în această primă rugăciune să rugăm pe Domnul Dumnezeul nostru să ne ierte pentru toate greșelile, pentru toate lucrurile pe care încă ne mai mustră inima din anul 2022. Și apoi să ne dea o viziune nouă pentru anul 2023. Să ne ajute să facem tot ceea ce vrea El să facem și să nu facem ceea ce vrea El să nu facem. Vreți lucrul acesta? În special tinerii. Dragii mei, haideți să mergem în rugăciune. Și cei mai în vârstă, acum știți cum vârsta asta, vă spun, e numai o înșiruire de ani. Pentru că adevărata tinerețe sau bătrânețe nu stă în anii pe care... Eu am văzut bătrâni tineri și tineri bătrâni. Asta e în funcție de modul în care gândești lucrurile. Spune Biblia că noi trebuie să întinerim iarăși ca vulturul. Așa că în fiecare zi să ne reînnoim în duhul minții noastre, să ne reînnoim în făgăduințele care le face lui Dumnezeu și în măsura posibilităților, frașiților, să rugăm pe Domnul să ne ajute ca în anul acesta să nu ne mai mustre inima pentru nimic. Haideți să ne rugăm Domnului.
astăzi un rege în inimă să-l primim, va locui unde e laudă, cu mila sa ne va înconjura, el ne va lua negreșit orice povară, îi vom da lui orice laude sau cunun. Numele lui e mai presus de toate, e Iisus, e Regele Dumnezeu. Aș vrea să rămân în același duc de închinare și în continuare și mă gândeam la ceea ce Marcel spunea aici și vreau să vă spun că în Scriptură nu este vorba doar de Iov. Nu este singurul care a putut să facă o astfel de afirmație. Nu a fost singurul care a putut să spună că inima nu-l mustră pentru absolut niciun lucru. Haideți să ne amintim de Samuel. Samuel
se înfățișează la bătrânețe în fața poporului și spune: dacă vreunul dintre voi are cu ce să mă acuze, să o facă înaintea întregului popor, să o spună. Și o concluzie frumoasă pe care tot poporul o trage cu privire la mărturia lui, cu privire la trăirea lui în mijlocul lor, spune: niciodată n-ai făcut niciun lucru pentru care noi am fi putut să te condamnăm astăzi. Și rămâne scris în Scriptură curăția de inimă a lui Samuel. Și gândul pe care l-am în această zi, să continuăm în rugăciunea noastră, este exact în această privință, pentru că cuvântul lui Dumnezeu fericește pe cel cu păcatul acoperit. Acoperirea păcatelor noastre, fraților, vine prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Prin jertfa Domnului Iisus Hristos avem, spune Scriptura, intrare liberă în împărăția cerului. Atât cel tânăr, cât și cel în vârstă, poate sta în prezența lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne cere ca fiecare dintre noi să avem o inimă curată, să avem o viață curată, să avem o mărturie curată. Și tocmai de aceea vreau să rămân la gândul acesta, să mergem înaintea lui Dumnezeu, pentru că doar cei cu inima curată, spune Scriptura, vreți să-L vedeți pe Dumnezeu? Amin. Să ne ajute Dumnezeu. De aceea vreau ca să rămânem la același gând, să spunem: Doamne, atinge-te Tu de inima mea, pentru că am înțeles din cuvântul Tău că sunt robul a aceluia de care ascult. Tu ne-ai răscumpărat prin sângele Tău. De fapt, ne-ai cumpărat și acum suntem ai Tăi. Și Scriptura vine și ne spune că suntem robii cui? Suntem robii a aceluia de care noi ascultăm. Dacă ascultăm de faptele firii, nu suntem robii lui Hristos. Dacă ascultăm de Hristos, suntem robii lui Dumnezeu. Suntem chemați, dar, ca noi să nu ne mai aparținem nouă înșine, ci efectiv să-i aparținem celui care de drept ne-a cumpărat, adică lui Dumnezeu. În viețile noastre să privim în fiecare zi și să spunem: Doamne, vreau și astăzi să continui lupta aceasta pe cărarea vieții, pe cărarea neprihănirii, pe care Tu mi-ai promis că mă vei binecuvânta, pe care Tu, Doamne, mi-ai promis că vei fi alături de mine. Niciodată nu voi fi singur. Mai credeți lucrul acesta? Credeți că sunteți abandonați sau credeți că Dumnezeu este de partea voastră? Dacă Îl chemați în sprijinul vostru, dacă Îl implicați în proiectele voastre, însă proiectele noastre, umblarea noastră trebuie să fie sub privirea lui Dumnezeu, sub legea lui Dumnezeu. Pentru că dacă ne amintim un cuvânt din Scriptură, în Psalmul 50, acolo vine și descrie unele fapte care noi am spune că sunt demne de rușine, sunt demne de condamnat și pe drept sunt demne de condamnat. Însă Dumnezeu vine și trage o concluzie și spune: la un astfel de comportament, ți-ai imaginat că și eu sunt ca tine, dar toate ți le voi pune înainte. De ce? Pentru că Dumnezeu rămâne sfânt. Și tocmai asta ne cere și nouă, fraților, să trăim o viață de sfințire, pentru că noi nu ne mai aparținem nouă înșine, ci efectiv îi aparținem lui Dumnezeu, pentru că suntem cumpărați de El prin sângele Lui, suntem robii Lui, suntem slujitorii Lui, suntem fiii Lui. Și mai mult decât atât, va veni o clipă în care vom fi moștenitori cu El în a Lui împărăție. Vreți să aveți împărăția lui Dumnezeu? Amin. Sigur vreți să aveți parte de împărăția lui Dumnezeu? Astăzi e momentul și prilejul în care putem să mergem înaintea lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, dacă până în aceste momente în viața mea nu am avut o inimă curată, nu am avut o trăire curată, nu am avut o minte după cuvântul Tău, Te rog în această zi, iartă-mă, Te rog în această zi, lasă pe Duhul Sfânt să vină în inima mea, să vină în mintea mea, să producă lucrarea pe care El o face de transformare. Ajută-mă să renunț la eu-ul meu, să renunț la dorințele mele, să renunț la poftele mele, să renunț la imaginea mea, să renunț la reputația mea, ci efectiv în viața mea, în fiecare zi, să Te oglindești Tu. Prin tot ceea ce fac eu, să recunoască oamenii în mine că acest om, această persoană este Fiul lui Dumnezeu. Și cu siguranță vom avea toți o inimă curată, cu siguranță vom avea toți putere de a rămâne lângă Dumnezeu atunci când momentele grele vor veni asupra ta și asupra mea. Însă e foarte important să rămânem ancorați în cuvântul lui Dumnezeu, să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, să-L practicăm și efectiv în fiecare zi a vieții noastre să găsim refugiu în Dumnezeu, să găsim refugiu în cuvântul lui Dumnezeu care ne mângâie, care ne bărbătează și dacă e nevoie ne mustră, ne corectează. Care este scopul la toate acestea? Să ne demonstreze că Dumnezeu e sfânt și noi suntem păcătoși? Nu.
Scopul este efectiv ca Dumnezeu să ne demonstreze dragostea Lui, bunătatea Lui. Tocmai pentru acest fapt a bunătății Lui, L-a trimis pe Fiul Său. Și ce așteaptă Dumnezeu astăzi pentru noi? Sau de la noi? Să stăm indiferenți față de o mântuire așa de mare? Asta așteaptă Dumnezeu? Sau efectiv așteaptă Dumnezeu să fim ambasadorii trimișii Lui, să fim reprezentanții Lui pe acest pământ? Care credeți? Așteaptă să-L mărturisim pe El, să fim ambasadorii Lui. Și la lucrul acesta Dumnezeu să ne ajute. Așa cum începeam cu acest gând la început, să continuăm în aceeași linie, ca Dumnezeu să se atingă de inimile noastre, să ne schimbă mintea noastră, să ne transforme omul dinăuntru, să demonstrăm că într-adevăr prin trăirea noastră suntem oamenii care L-am întâlnit pe Hristos, suntem acei oameni de care afirmăm că suntem născuți din nou, acei oameni de care noi venim și spunem că toate lucrurile vechi s-au dus și iată că toate sunt noi, să demonstrăm prin viața noastră și să spunem în continuare: Duhule Sfinte, te rog frumos, vino în viața mea, luminează mintea mea, dă-mi putere că atunci când sunt în pragul unei căderi, unei tendințe, unei ispite, să pot birui. Eu prin puterea mea nu pot, însă Tu știu că vei putea să mă ajuți și doresc ca Tu să lucrezi în mine. Mă las în mâna Ta. Asta vrea Dumnezeu, ca să trăim în fiecare zi cu El. Și vom putea spune la sfârșitul alergării noastre, așa cum Samuel spunea: căruia dintre voi i-am făcut un rău? Căruia dintre voi l-am năpăstuit? Căruia dintre voi am luat ouă, i-am luat bouă? Căruia dintre voi am făcut vreun lucru rău? Și frumos ar fi să auzim de cei din jurul nostru, din comunitatea noastră: ai trăit frumos, ai trăit curat. Purtarea Ta în mijlocul nostru a fost cu o inimă curată. Să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin.
vrea să vă întreb. Dacă credeți ceea ce afirmă Mântuitorul la sfârșitul Scripturii, în Apocalipsa 22, cu versetul 20, acolo El vine și spune un lucru, o promisiune. Da, eu vin curând. Mai credeți că Mântuitorul va veni? Mai credeți că va veni o zi în care El, cu un glas, glasul ca unui arhanghel, te va striga pe tine pe nume și vei pleca de pe pământ să fii pentru totdeauna în prezența Lui? Mai ai speranța aceasta? Domnul să vă binecuvinteze! Vreau să ne rugăm pentru o realitate spirituală pe care o cunoaștem cu toții. Este că noi suntem chemați nu să ne luptăm unii contra altora, ci noi în fiecare zi suntem chemați să ne luptăm împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva demonilor. Noi în fiecare zi avem de purtat o luptă spirituală și în mintea noastră trebuie să fie permanent această promisiune a Mântuitorului. Da, eu vin curând. Nu putem să-L așteptăm oricum, nu putem să trăim oricum, pentru că El, fie că vrem, fie că nu vrem, El va veni. El pe ai săi copii îi va chema, îi va lua și îi va duce la cer. Tocmai de aceea vreau ca să profităm de acest timp de rugăciune și să ne rugăm și în mintea noastră să avem ceea ce cuvântul lui Dumnezeu vine și ne spune că cel care s-a înrolat la oaste va lupta cum? Cum vrea el? Cum consideră el? Sau va trebui să lupte după cel care l-a înscris la oaste? În momentul în care noi ne-am predat viața lui Dumnezeu, noi nu mai trebuie să trăim așa cum vrem noi, după legile noastre, pentru că noi suntem în oastea lui Dumnezeu. Noi suntem în oastea lui Iisus Hristos. Și El la un moment dat va veni după noi. El va veni și își va lua biserica. El va veni și te va lua pe tine. Spun lucrul acesta pentru că am observat, oarecum ne obișnuim cu această viață de credință și n-ar trebui să fie așa. Oarecum minimalizăm pericolul care paște în fiecare moment sufletul nostru și ne permitem să trăim cu garda jos. Însă, citeam din Scriptură un lucru și mă refer la ceea ce Cuvântul Dumnezeu relatează în 1 Împărați 20. Aici este vorba de o luptă între Ahab și Ben-Hadad în 1 Împărați 20. Și ceea ce mi-a atras atenție este versetul 11, unde Ahab vine și spune un lucru pe care eu m-am gândit dacă este să-l extrapolăm în viața noastră de credință. Și cuvântul spune așa: cine încinge armele să nu se laude ca cel ce le pune jos. Este mult mai important pentru noi, fraților, să rămânem ancorați în Dumnezeu, cu armătura lui Dumnezeu, îmbrăcați, vorbesc în lucrurile spirituale, ca să putem face sau să putem duce această luptă. Mulți ne-am înrolat în armata Domnului, mulți luptăm în armata Lui. Însă cel care va fi victorios este acel care va rezista până la capăt. Pentru că cine încinge armele să nu se laude ca cel ce le pune jos. Cunoaștem din cuvântul lui Dumnezeu că lupta se va termina doar în momentul în care vom pleca de pe acest pământ. În fiecare moment a vieții noastre suntem într-o luptă care se dă pentru sufletele noastre. Din această luptă vom ieși fie biruitori, fie biruiți, fie învingători, fie învinși. Însă de partea noastră, prin puterea Duhului Sfânt, Dumnezeu ne promite și ne aduce garanția biruinței. Tocmai de aceea, gândul meu pe care l-am în această seară este să continuăm să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-mă să rămân îmbrăcat în armura duhovnicească. Doamne, ajută-mă ca să lupt în fiecare zi și dacă
În viața mea am constatat că oarecum am slăbit lupta spirituală. Nu înseamnă că pericolul a dispărut. Înseamnă că ești mult mai vulnerabil. Și Scriptura vine și ne spune, fii streș și vegheați. Lasă-mă cheamă pe mine, lasă-vă cheamă pe voi. Eu în această seară doar vă readuc aminte de ceea ce Dumnezeu ne îndeamnă prin cuvântul Lui. Și cred că este foarte înțelept pentru fiecare dintre noi ca să ne putem obține mântuirea, ca să putem obține câștigarea sufletelor noastre. De aceea vă rog, ridicați în picioare să facem această rugăciune și să spunem, Doamne, suntem în armata Ta. Ne-am înrolat în oastea Ta. Însă înțelegem în această seară că nu cel care poartă armele poate să se laude de victorie, ci victoria finală va fi atunci când armele le vom lăsa, pentru că am ajuns la finalul drumului nostru. Fie că vom trece din această viață în neființă, fie că vom auzi chemarea Lui la răpire, însă până în acea zi, fiecare dintre noi avem obligația ca să luptăm. Fiecare dintre noi avem obligația să rămânem în oastea Domnului, dacă vrem să avem frumoasa parte, ca să avem parte de frumoasa chemare a Domnului. Lupta care se dă este pentru sufletul tău, este pentru sufletul meu, este pentru casa ta, peste copiii tăi. Și în această seară avem prilejul să ne închinem înaintea Dumnezeu, să-L strigăm în ajutorul nostru, să-L chemăm în sprijinul nostru și să spunem, Doamne, din mâna Ta nu ne va smulge nimeni. Și asta nu pentru că o spun eu în această seară aici, pentru că Tu o cunoști din cuvânt. Pentru că Tu ai avut posibilitatea să o experimentezi și poate ai experimentat-o. Și în această seară vreau din nou să-ți aduci aminte de clipele binecuvântării trăite cu Dumnezeu. Pentru că nu cel care se înrolează în armată înseamnă că este mântuit. Este un proces. Și fie ca în această seară să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, să spunem, Doamne, ajută-mă ca să mă lupt după orânduielile Tale, după legile Tale. Ajută-mă ca în viața mea să trăiesc curat. Ajută-mă, Doamne, și fă-mă conștient că lupta nu este între persoane, ci efectiv avem de purtat o luptă la nivel duhovnicesc, care este mult mai mare. Această realitate să fie în viața noastră, această realitate să fie în mintea noastră și vă spun că cu siguranță ne vom schimba. Nu ne vom mai permite să trăim oricum, să vorbim oricum, să reacționăm oricum. Însă asta vrea diavolul, să nu fim atenți la pericol, să minimalizăm iminența atacului. Însă noi, prin cuvântul Lui Dumnezeu, suntem avertizați de strategia Lui. Noi suntem în cunoștință de ea și avem tot sprijinul din partea Lui Dumnezeu. Haideți, dar cum stăm așa, ridicați în picioare, să ne rugăm și să spunem, Doamne, dă-mi putere ca în continuare să rămân pe cărarea Ta. Dă-mi putere ca în această luptă care poate m-a istovit să continui. Pentru că steagul biruinței este aproape și în curând vom pleca. În curând ne vom întâlni. Și cât de trist ar fi, luptând o viață întreagă, să ajungi la final fără biruință. Tocmai de aceea, îndemnul meu este acesta. Să ne rugăm să rămânem în oastea Domnului, să ne rugăm să luptăm în această viață după legea Lui, după rânduirile Lui și să nu credem că putem lăsa vreodată armele jos. Amin.
Amin. Dragii mei, aș vrea ca înainte să ocupăm locurile, să ne întoarcem în stânga-dreapta și să dăm o mână de pace și să rostim și un cuvânt de binecuvântare. Mulțumim Domnului pentru că știm că ascultă rugăciunile noastre. Am vrea să avem un timp de laudă la adresa lui Dumnezeu. Corul se va pregăti să cânte spre slava Domnului. După cântarea de cor, grupul Feleste, vă rog să anunțați la sala numărul 2, da, frații de ordine? La sala numărul 2, după cor, grupul Feleste, după grupul Feleste, Natalie și Lucia au o cântare spre slava Domnului și după Natalie și Lucia, Jesse Puțan va avea o cântare spre slava Domnului. Thank you.
Ești necuprins și gloria ta nimeni n-o pătrunde, dar te-ai jertfit în locul meu, vrenic iar tu nume. Slava e
Dumnezeu este adăpost și sprijin, un ajutor ce nu lipsește niciodată nevoi. El este locul meu de scăpare și cetățuia mea. Ești cu mine mereu. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, voi fi cu El în strâmtorare, îl voi izbăvi. Când mă va chema, îi voi răspunde. Să mai ascultăm un grupaj de cântări. O să începem cu Selin și Jesse, o cântare spre slava Domnului, apoi corul va cânta spre slava Domnului, fratele Abel Bernat, o cântare spre slava Domnului și apoi vom cânta împreună, timp în care vom face și colecta. Cerea mea
Credința mea nu e ancorată în tot ce pot să realizez. Am învățat să te ador pentru ce ești. În tine totu-i da și a mii, tu conduci al meu destin. A ta, a ta să fie gloria. Dacă lucrezi, ești Dumnezeu și chiar de nu. Ești Dumnezeu când uși deschizi, ești Dumnezeu și când le închizi. Tot tu ești Dumnezeu când sunt bolnav. Ești Dumnezeu de vindești tu. Ești Dumnezeu când bine-mi e. Ești Dumnezeu și când mi-e greu. Tot tu ești Dumnezeu dacă lucrezi. Ești Dumnezeu și chiar de nu. Ești Dumnezeu când uși deschizi. Ești Dumnezeu și când le închizi. Tot tu ești Dumnezeu când sunt bolnav. Ești Dumnezeu de vindești tu. Ești Dumnezeu când bine-mi e. Ești Dumnezeu și când mi-e greu, tot tu ești Dumnezeu. Credința mea nu e ancorată în tot ce pot să realizez. Am învățat să te ador pentru ce ești. În tine totu-i da și a mii, tu conduci al meu destin. A ta, a ta să fie gloria. Dacă lucrezi, ești Dumnezeu și chiar de nu. Ești Dumnezeu când uși deschizi. Ești Dumnezeu și când le închizi. Tot tu ești Dumnezeu când sunt bolnav. Ești Dumnezeu de vindești tu. Ești Dumnezeu când bine-mi e. Ești Dumnezeu și când mi-e greu. Tot tu ești Dumnezeu. Nu te ador pentru ceea ce faci, ci te ador pentru ceea ce ești. Orice ar veni, știu tu ești Dumnezeu. Nu te ador pentru ceea ce faci, ci te ador pentru ceea ce ești. Orice ar veni, știu tu ești Dumnezeu. Dacă lucrezi, ești Dumnezeu și chiar de nu. Ești Dumnezeu când uși deschizi. Ești Dumnezeu și când le închizi. Tot tu ești Dumnezeu când sunt bolnav. Ești Dumnezeu de vindești tu. Ești Dumnezeu când bine-mi e. Ești Dumnezeu și când mi-e greu. Tot tu ești Dumnezeu. Thank you.
sunt al marelui eu sunt. Nu mai sunt acela, sunt salvat prin marele eu sunt. Nu mai sunt acela, sunt salvat prin marele eu sunt. Să fie Dumnezeu care va mai continua să-mi aducă bucurii în viețile noastre. Amin. Textul din această seară se găsește în Cartea Deuteronom, capitolul 28, de la versetul 1 până la versetul 14. Un pasaj care are titlul Binecuvântările. Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind și împlinind toate poruncile Lui pe care ți le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău îți va da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ. Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine și de care vei avea parte dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău. Vei fi binecuvântat în cetate și vei fi binecuvântat la câmp. Rodul pântecelui tău, rodul pământului tău, rodul turmelor tale, fătul vacilor și oilor tale, toate acestea vor fi binecuvântate. Coșul și postava ta vor fi binecuvântate, vei fi binecuvântat la venirea ta și vei fi binecuvântat la plecarea ta. Domnul îți va da biruință asupra vrăjmașilor tăi care se vor ridica împotriva ta. Pe un drum vor ieși împotriva ta, dar pe 7 drumuri vor fugi dinaintea ta. Domnul va face ca binecuvântările să fie cu tine în grânarele tale și în toate lucrurile pe care vei pune mâna. Te va binecuvânta în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Vei fi pentru Domnul un popor sfânt, cum ți-a jurat El, dacă vei păzi poruncile Domnului Dumnezeului tău și vei umbla pe căile Lui. Toate popoarele vor vedea că tu porți numele Domnului și se vor teme de tine. Domnul te va copleși cu bunătăți, înmulțind rodul trupului tău, rodul turmelor tale și rodul pământului tău în țara pe care Domnul a jurat părinților tăi că ți-o va da. Domnul îți va deschide comoara Lui cea bună, cerul, ca să trimite țării tale ploaie la vreme și ca să binecuvinteze tot lucrul mâinilor tale. Vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut. Domnul te va face să fii cap, nu coadă, întotdeauna vei fi sus și niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău pe care ți le dau astăzi, dacă le vei păzi și le vei împlini. Și nu te vei abate nici la dreapta, nici la stânga de la toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să vă duceți după azi Dumnezei și să le slujiți. Și acum, cu tot respectul, vă îndemn să vă ocupați locurile. Luni în urmă am avut... harul să primesc un răspuns din partea lui Dumnezeu, deoarece eu mă gândeam că o să fiu plecat din Spania o vreme mai lungă și într-o zi am luat decizia să-L întreb pe Dumnezeu dacă cumva mă pot întoarce mai repede și în clipa în care Dumnezeu mi-a răspuns, am înțeles că este vremea să mă întorc și atunci recunosc că a fost o mare bucurie, dintre bucurile cele mai mari care le-am avut de când am plecat. Deși a fost o perioadă scurtă, a fost o perioadă în care multe lucruri s-au întâmplat, Dumnezeu mi-a purtat de grijă, am crescut spiritual, am ajutat prin voia lui Dumnezeu și pe alții să facă un pas înainte și toată slava să fie a lui Dumnezeu. Acum, în această seară aș vrea să vorbim despre bucurie și mai ales despre prețul bucuriei. De la căderea omului în păcat, multe lucruri s-au pierdut, de la moralitate, dreptate și așa mai departe. Și bucuria a început să devină o comoară, până în punctul în care oamenii tot au încercat să caute bucuria ori într-un fel, ori într-altul. Unii au fost binecuvântați și știu bine de ce zic binecuvântați și vom vedea după aia de ce zic că au fost binecuvântați când au găsit bucuria. Alții s-au chinuit o viață întreagă, au trudit pentru bucurie, au avut parte de câteva clipe mărunte de bucurie și au sfârșit tragic într-o veșnicie în care Dumnezeu nu mai putea să reprezinte bucuria lor pentru că ei au ales o bucurie care nu-L include pe Dumnezeu.
Și ca să înțelegem bine ce înseamnă bucuria care vine de la Dumnezeu, bucuria dumnezească, va trebui să înțelegem ce înseamnă bucuria care este pământească, o bucurie firească, o bucurie care nu este oferită de Dumnezeu. Pentru că dacă avem doi stăpâni, trebuie să alegem bucuria care ne oferă unul sau bucuria care ne oferă altul. Și vom vedea pe parcurs că atunci când este vorba de bucuria lumească, trebuie să plătim prețul după, dar când este vorba de bucuria dumnezească, trebuie să plătim mai întâi prețul și apoi vom putea avea parte de binecuvântări. Aș vrea să deschideți Biblia la Galateni, capitolul 5, versetul 19 până la 21. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Cu alte cuvinte, când oamenii resping în mod activ sau din cauza că nu cunosc pe Dumnezeu adevărat, ajung să-ți găsească bucuria în alte lucruri. Și astea sunt plăcerile sau dorințele rele. Uitați-vă bine în lumea în care trăim, în care Dumnezeul principal este plăcerea. Oriunde vei merge, indiferent de persoana cu care tu te vei întâlni, dacă o vei întreba de ce faci cu tare lucru, de ce te bucuri în cu tare vici sau în cu tare problemă, îți va spune pentru că îmi place. Nu îți va spune niciodată pentru că sunt obligat și până la urmă chiar nu-mi place deloc, nu găsesc deloc bucurie. Nu, la un moment dat există un gram de bucurie, există un gram de plăcere care face ca oamenii să rămână într-o zonă periculoasă în care păcatul acesta, indiferent în care este numele lui, să fie materializat prin plăcere. De asemenea, suntem învățați cu acea expresie faimoasă, carpe diem, trăiește clipa. Și în mod direct, această afirmație merge fix contrar la ce găsim în Matei, capitolul 16, versetul 26, unde Dumnezeu ne spune în felul următor: și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul, sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Câți oameni nu își pierd veșnicia pentru că pun mai mult preț pe o clipă de plăcere? Pe o clipă de plăcere care mai întâi vine la noi sub forma de lasă că nu contează doar o dată, nu te prinde nimeni și așa mai departe. Vicile nu încep în mod tragic, se sfârșesc în mod tragic. Dar câte bucurii nu încep printr-o manieră inocentă? Pentru că Satana, care este tatăl minciunii, nu-ți va zice: bun, ok, acum mergi cu prietenii tăi de la liceu, încep cu drogurile și nu se va întâmpla nimica, după 20 de ani de pușcărie ieși înapoi și poți să începi iar și așa mai departe. Nu ți va spune chestia asta. Nu te prin părinții, nu te prin profesorii, nu te va bârfi nimeni că vai că ce faci, nu va afla păstorul, nu îți va face niciodată nimic și așa mai departe. Întotdeauna îți va oferi Satana, îți va oferi această bucurie a clipei, dar cu consecința să pierzi veșnicia. De asemenea, oamenii și-au găsit bucuria în răutate. Romani capitolul 12, versetul 19. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: răzbunarea este a mea, eu voi răspăti, zice Domnul. Și cât de bucuroși nu eram noi ca copii, când știam că vine momentul în care acela care tot ne-a nervat un an sau doi la rând, nu-s părinții în preajmă, nu-s profesorii, nu ne poate trage nimeni la răspundere, e clipa răzbunării. Și cât de dulce este clipa răzbunării atunci când nu-L cunoști pe Dumnezeu. Oamenii au ajuns să găsească bucurie chiar și în a face rău semenilor lor. Nu degeaba acest lucru merge direct împotriva ceea ce zice Dumnezeu, să-ți iubești semenul. De asemenea, Ieremia, capitolul 17, versetul 9, ne învață un lucru important despre ce înseamnă plăcerile sau bucuria lumească. Inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea, cine poate să o cunoască? Și poate că suntem de mai puțin timp sau de mai mult timp în Spania, dar bineînțeles că oriunde ne-am găsit, mereu am găsit această afirmație. Dacă tu simți, dacă simți în inima ta, bă, simt că e de la Domnul. De unde știi că e de la Domnul? Nu știu, e lumească, nu se pocăiește, îi place păcatul, dar eu simt că e de la Domnul. Și de câte ori este un exemplu cotidian care totuși se întâmplă. Puteți să-l puneți în orice aspect al vieții. E ceva care se întâmplă în mod constant. Și toate aceste lucruri merg împotriva Scripturii. Din ce cauză? Pentru că atunci când Satana ne oferă o bucurie lumească, întotdeauna va merge împotriva învățăturii Scripturii. De asemenea, nu la întâmplare găsim în Proverbe, capitolul 19, versetul 27, următoarea afirmație: încetează, fiule, să-mi asculți învățătura dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte. Toată lumea care nu cunoaște pe Dumnezeu este, este,
este promovată să facă anumite lucruri ca să-și găsească bucuria într-un mod lumesc, dar din ce cauză? Pentru că învățăturile care sunt în spate merg direct împotriva Scripturii. Poate să ni se pară nouă că sunt afirmări inocente, că oamenii fac asta pur și simplu că nu-L cunosc pe Dumnezeu, dar cine este acela care îi stăpânește? Cine este acela care le oferă o bucurie care după aia va trebui să fie plătită într-un mod scump? Ei bine, nu uitați ce am spus la început, că bucuria, prețul bucuriei care ni-l oferă satana sau lumea, îl plătim după, nu-l plătim mai întâi. În schimb, acum aș vrea să vorbesc despre bucuria divină, bucuria care vine de la Dumnezeu, care costă, înțeleg asta și Biblia a afirmat. De fapt, atunci când am citit pasajul, capitolul, versetul 2 zice, iată toate binecuvântările care vor veni peste tine și de care vei avea parte, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău. Dumnezeu te face să plătești mai întâi un preț pentru bucurie, nu te face să-L plătești după. Știi ce plătești după sau știi ce se întâmplă după ce asculti de Dumnezeu? Atunci apare bucuria. Pentru că ascultarea de Dumnezeu este direct relaționată cu iubirea de Dumnezeu și roadele Duhului Sfânt care sunt? Dragostea și după aia ce vine imediat? Vine bucuria. Nu există acea pocăință în care tu să-L iubești pe Dumnezeu, să-ți dai interesul să faci voia lui Dumnezeu și să fii trist. Frate, cum merge pocăința? Bine. Lucrează Domnul, da. Nu se poate. Modul acesta de a trăi bucuros, contrar la ceea ce zice lumea, că vai că dacă te-ai pocăit, nu poți să, cum zic spaniolii, disfrutar de la vida, nu poți să ai plăceri. Bine, asta e minciună și o zic din propria experiență. Am fost mult mai bucuros și sunt mult mai bucuros după ce m-am cunoscut pe Dumnezeu. Și modul în care Dumnezeu a adus bucurie în viața mea, nu m-a distrus, ci m-a construit ca om, ca pocăit și ca slujitor. Ei bine, trebuie să înțelegem că prețul bucuriei care ni-l cere Dumnezeu trece mai întâi prin Scriptură. Pentru că atunci când noi citim, iată toate binecuvântările care vor veni peste tine și de care vei avea parte dacă vei asculta de glasul Dumnezeului tău, trebuie să înțelegem că trebuie să cunoaștem Scriptura ca să putem să înțelegem sau ca să putem să ajungem la bucuria care Dumnezeu ne cere. Pentru că cunoscând Scriptura se întâmplă ce găsim în Ioan 14:15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și automat iubirea de Dumnezeu deschide ușa către bucuria aceea care Dumnezeu ți-o oferă. Bucuria care poți să o porți pe față, indiferent de cât de grea sau cât de ușoară este ziua. De asemenea, și textul se termină cu versetul 13 și 14 care zice: Domnul te va face să fii cap, nu coadă, întotdeauna vei fi sus și niciodată nu vei fi jos. Dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău pe care ți le dau astăzi, dacă le vei păzi și le vei împlini și nu te vei abate nici la dreapta, nici la stânga de la toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să vă duceți după Dumnezeu și să le slujiți. Scriptura, chiar dacă ne-am dat seama mai târziu sau mai devreme, Scriptura are o greutate fundamentală când vine vorba să fim bucuroși, pentru că vor veni oameni și ne vor învăța un alt mod de bucurie care ne va îndepărta de Dumnezeu. Și acum întrebarea este: cum aduce Scriptura bucurie în viața noastră? Noi ne gândeam că trebuie să mergem în cutare loc, să facem o rugăciune, trebuie să lucreze Dumnezeu în viața noastră și după ce lucrează Dumnezeu, atunci putem să fim bucuroși. Ei bine, Scriptura ne învață să-L iubim pe Dumnezeu. Și ce am zis înainte, iubirea de Dumnezeu este calea directă spre o bucurie care nu ne distruge viețile. Și în clipa în care noi îl iubim pe Dumnezeu, avem ușile deschise ca să primim toate binecuvântările care sunt în planul lui Dumnezeu. Pentru că poate să zică Dumnezeu foarte multe binecuvântări în dreptul nostru, dar trebuie să înțelegem că aceste binecuvântări le avem în viețile noastre și le păstrăm atâta timp cât rămânem în planul lui Dumnezeu. Pentru că binecuvântarea lui Dumnezeu vine de asemenea cu planul lui Dumnezeu. De exemplu, cum putem noi să înțelegem câte bucurii pot să vină peste noi dacă noi păzim Scriptura? Ei bine, Eclesiastul capitolul 3, versetul 11 ne zice în mod foarte clar că orice lucru El face frumos la vremea Lui, a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. În clipa în care noi îl iubim pe Dumnezeu și căutăm să împlinim poruncile Lui după ce ne-am născut din nou, atunci noi avem siguranța mântuirii. Ce a pierdut David în clipa în care el a păcătuit cu Batșeva? El a pierdut bucuria mântuirii. Un om în casa lui Dumnezeu să nu poată să fie bucuros atâta timp când ascultarea va fi în viețile noastre și păcatul va rămâne prezent. Vom putea să mergem la biserică, vom putea să vedem cum Dumnezeu lucrează, dar cât de tragic că stăm lângă un Dumnezeu care ne oferă bucuria și totul să stăm cu fețele triste. De asemenea, nevoia de mântuire este rezolvată. Putem să fim bucuroși pentru că știm că indiferent de ceea ce se va întâmpla după mâine sau poimine, noi vom putea să fim într-un loc în care Dumnezeu este prezent și nu ne vom pierde mântuirea. De asemenea, dacă cunoaștem Scriptura și dacă iubim Scriptura, vom înțelege că și nevoile pământești vor fi rezolvate. Matei 6:33 zice în felul următor:
Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. De câte ori oamenii nu se stresează dacă voi avea de lucru, dacă voi avea cu tare resursă, dacă voi putea să mă duc în cu tare loc și așa mai departe. Se frământă oamenii chiar și atunci când văd facturile. Cât a crescut factura la gaz, cât a crescut factura la lumină și așa mai departe. Mi s-a întâmplat să fiu în Irlanda, să caut de lucru, pentru că vreau să lucrez în mod constant și nu reușeam. Am ajuns acasă și am zis, Doamne, vreau ca de luni să încep să lucrez în mod constant. După două ore sau după ora am primit un telefon și de luni deja aveam ceea ce primisem din partea lui Dumnezeu. Nu m-am stresat zicând, Doamne, m-ai dus aici ca să pierd, ca să fac foame și așa mai departe. Nu, Dumnezeu mi-a purtat de grijă pentru că am înțeles că atunci când rămânem în planul lui Dumnezeu, când ascultăm, când dedicăm timp Scripturii lui Dumnezeu și îl cunoaștem pe Dumnezeu prin Scriptură, bucuria este următorul pas. Pentru că citirea Scripturii este relaționată cu ascultarea de Dumnezeu și ascultarea de Dumnezeu cu bucuria de Dumnezeu și bucuria lui Dumnezeu în mod infalibil, cu bucuria care El o aduce. De asemenea, alte probleme care Dumnezeu le rezolvă dacă noi cunoaștem Scriptura și iubim prin Scriptura ca să avem parte de bucurie, este ceea ce găsim în Psalmul 34, versetul 6 și 7. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și scapă din toate necazurile lui. Cum să nu lucreze Dumnezeu atunci când vede că îl iubești? Cum să rămână nepăsător față de cineva care dedică timp, care dedică ore în rugăciune, în Scriptură și în post, ca apoi să poată să zică, Doamne, ajută-mă să fac voia ta pentru că astăzi vreau să-ți arăt că te iubesc. Cum să nu fii bucuros atunci când tu iubești pe Dumnezeu și Dumnezeu la iubirea ta răspunde cu bucurie? De asemenea, și relațiile ne sunt îmbunătățite. Punem punctul că noi devenim sursa bucuriei altora. 1 Timotei, capitolul 5, versetul 8, zice în felul următor. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Nu doar că noi vom fi plini de bucurie, dar prin noi alții vor avea parte de o viață mai bună și se vor bucura că suntem în prezența lor. De câte ori persoanele au început să devină de fapt un blestem pentru cei care sunt lângă ei în loc să fie o binecuvântare. Uitați-vă cum a fost Noe, un om neprihănit, un om căruia îi păsa de Dumnezeu, care îl iubea pe Dumnezeu. Din cauza lui, aceia care au fost în casa lui nu au pierit, au avut parte de clipe bucuroase în acea arcă, în timp ce alții erau deja înecați și morți. Pentru că putem nu doar să fim bucuroși, dar și sursa bucuriei a celor care sunt în jurul nostru. Și în urmă, avem un viitor asigurat. Ieremia, capitolul 29, de la 11 la 13, zice în felul următor. Căci eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta. De câte ori bucuria nu a fost prezentă în viețile noastre din cauza că ne îngrijoram că ce se va întâmpla a doua zi, ce se va întâmpla la anul, ne întoarcem în România, rămânem aici, trecem peste COVID sau nu. În clipa în care tu iubești pe Dumnezeu și Scriptura, repet, îți permite să faci acest lucru în mod sănătos, într-un mod sincer, atunci nu-ți vei mai pierde bucuria gândindu-te ce va fi în viitor, pentru că viitorul deja este în mâna lui Dumnezeu. De asemenea, zice Scriptura că care dintre noi poate să mai adauge un cot la înălțimea lui dacă se îngrijorează? De fapt, fiecare zi își va purta ea de grijă, ajunge zilei în cazul ei. Și poate că până acum am gândit că a face efort întotdeauna este calea care ne duce la bucurie. De fapt, nu. Păzirea poruncilor lui Dumnezeu, fiind dovada supremă de iubire, repet, pentru că măcar asta să ne rămână clar, că este ceea ce ne face să fim bucuroși. Oamenii au ajuns să fie bucuroși pentru o clipă, poate că mai mult, dar până la urmă i-a costat. Și întrebarea este, ce rost are să fii bucuros dacă știi că la un moment dat trebuie să plătești un preț și prețul ăla, credeți-mă, când vine satana cu nota de plată, doare. Dumnezeu vine, ba cu accidentare, ba cu câteva zile în spital, te scoate, te vindecă, ești de acolo sănătos. În schimb, satana nu. Satana te bagă în spital și dacă nu te bagă doar în spital, te bagă chiar și în mormânt. Și după aia nu vine la judecată și zice lui Dumnezeu, o, scuze, am greșit. Nu, ăla a fost planul. Pentru că o bucurie care te duce la pierzare, de fapt a fost un blestem care tu l-ai purtat zâmbind. Psalmul 119, și mai apropii de încheiere, Psalmul 119, versetul 14, zice felul următor, când urmezi învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Și trebuie să recunosc că n-am fost nici eu și nici alții cei mai binecuvântați. Unii dintre voi ați plâns în ascuns și știm asta, alții v-ați trăit tinerețea depresivi,
mă doare asta, nu mă simt îndreptățit, am pierdut prieteni, m-au bârfit, mi-au făcut un alta, am înjurat, nu zic neapărat cazul meu, am înjurat pe unul, am înjurat pe altul, nu-mi pare rău, mi-am făcut dușmani, am ajuns la 20-25 de ani și n-am fost bucuros. Printre tragediile care se întâmplă în ziua de azi e să fii tânăr și să nu poți să fii bucuros. Să crezi că e prea scumpă o oră de citit Biblia, să crezi că doare prea mult să renunți un pic la alte plăceri, dar când colo Dumnezeu a bătut la ușa ta mereu ca să ducă bucurie. Ai fost mințit în mod continuu și au trecut câți? 14, 15, 16 ani și vii ca tânăr la biserică cu capul jos, fără chef, stresat, te bucuri când pleci, ești trist când vii, ești mâniat când vezi că programul test trece 5 minute în plus, ești bucuros când vezi că se termină 15 minute mai devreme și Dumnezeu întotdeauna spunea, nu vrei să fii bucuros împreună cu mine. Dacă te va lăsa Dumnezeu să fii bucuros prin alte metode, dacă va trebui să plătești prețul, crede-mă, atunci vei fi bucuros. A trebuit să plătești și eu un preț din cauza că ziceam, lasă că păcatul bun nu contează, Domnul ne iartă, Domnul e bun și așa mai departe. Până ziua când a trebuit să intru un pic în spital și de când m-am întors la Dumnezeu din 2015, m-a băgat Dumnezeu de 3 ori în spital, a avut dreptate de 3 ori. Și acum, indiferent de câte vătămări au avut parte corpul meu din cauza neascultării mele și din cauza încăpățânării mele, pot să zic că sunt mai bucuros. Sunt mai bucuros acum cu un ligament rupt, cu un menisc perforat. Sunt mai bucuros acum cu o mână care a fost ruptă în două locuri și dislocată și pusă la loc de medici pe viu. Sunt mai bucuros acum pentru că sunt creștin. Sunt mai bucuros acum pentru că Dumnezeu m-a ajutat să biru, ceea ce nu puteam să biru eu. Sunt mai bucuros pentru că sunt creștin. Și am siguranța că cu cât ascult mai mult, plătesc un preț atât de ieftin pentru o bucurie atât de mare. Amin. Dragii mei, există o temă filozofică mare. Una dintre cele mai mari teme filozofice este aceasta, fericirea. Filozofia a întors-o pe toate părțile. A există, nu există fericirea. În lumea asta, dragii mei, există multe lucruri care sunt doar iluzii. Fiecare bucurie pe care o ai și fiecare fericire pe care o avem aici pe pământ, de cele mai multe ori o plătim cu lacrimi, cu durere, cu muncă, cu ani de viață. Nu? Suntem bucuroși atunci când ai terminat o școală și ai pus mâna pe diplomă și stai și te uiți cu diploma aia în mână și apoi începe îngrijorarea. Dar dacă nu găsesc de lucru? 4 ani de zile, bani, drumuri, nopți nedormite, examene. Pentru ce? Până la urmă. Și nu-ți găsești de lucru? Mi-amintesc că atunci când am dat examenul de bacalaureat, mi-am ales filozofia. Și prima temă mare care mi-a căzut la filozofie a fost etica și Dumnezeu. Acolo eram tare bine pregătit. Iar știți că întotdeauna există un subiect mare, care punctajul dă acolo 7-8 puncte, și apoi mai există un subiect, sau îți dă 5-6, nu știu câte puncte erau, un subiect mai mic, care îți dă întotdeauna 3 puncte, și dacă mai faci ceva la ăla mare și cu punctul din oficiu, treci. Și subiectul al doilea a fost chiar acesta, iluzia fericirii. Pentru că toți savanții din lumea asta și toți filozofii au întors fericirea pe toate părțile. Dragii mei, noi de multe ori ne întrebăm ce este de fapt fericirea. Dacă te-aș întreba pe tine, ce te face pe tine fericit? Au fost mulți oameni care au spus, măi, să văd casa, mă, să văd să-mi cumpăr casă, o mașină, o nevastă. Nu, asta nu o cumpere, cumpăratul era numai la casă și la mașină, da? Și apoi zice, după aia să vezi că-s fericit. Și după ce ți-ai luat mașina care e mai ieftină, e prima totdeauna și nu și cu casa, nu poți să te apuci de lucru dacă nu ai mașina să te plimbi în coace gol. Și apoi după câțiva ani de zile, după ce ai gătat casa, primul lucru și la ce te gândești? Că să învechi mașina. Și dă-i alți bani, altă distracție, să-ți luăm și altă mașină, domnule, că e și modelul ăsta nou. Și tot nu ești fericit. Și apoi zici, bă, parcă vecinul are o cameră în plus. Ia să mai pui și eu. Știți cum se face în România? Am fost și am vizitat zona Maramureșului, nu știu dacă sunteți de aici, prin zona Maramureșului. Măi, oameni buni, niște case impresionante, mari și cu buruiana cât poarta de mare. Nu stătea nimeni în ele. Și am întrebat, undeva unde am fost cazați la o pensiune, am întrebat, dar care-i secretul căsilor astea? Par părăsite, știți, sate fantomă.
Și mi-a zis, mă, zice, ia toți să plecați afară. Băi, zice, aici la noi e Maramureș, dacă ești afară, trebuie să-ți faci o casă, mă, omule, că te vede lumea din sat, altfel, zice, să vede că, să vezi că îți merge bine. Facă ei noștri niște case mari pe acolo și lângă casă, o cămăruță mică, se numește bucătărie de vară, acolo își duce 80% din viață. Casa e pentru musafiri. Ne muncim mult pentru multe lucruri și niciodată nu ne bucurăm de nimic. Dragii mei, poporul Israel a avut aceeași problemă. Cu gândul la Canaan, a uitat să se bucure de excursia până deșert. Acolo numai tot murmurau, numai tot. Da? Și mă gândesc în Psalmul 73, haideți să citim câteva versete din Psalmul 73, pentru că omul ăsta, David, da? Asaf, mă scuzați, la un moment dat spune așa, da, bun este Dumnezeu cu Israel. Și dă-mi mai departe câteva versete, pentru că vreau să citesc. Spune versetul următor. Totuși, zice, era să mi se îndoaie piciorul și era să mi-alunece pașii. Și auziți de ce? Căci mă uitam cu jind la cei nesucotiți, când vedeam fericirea celor răi. Și apoi zice, într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte. Și trupul este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințe omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca salbă și asuprirea este haina care îi învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Râd și vorbesc cu răutate, de asuprire vorbesc de sus, își înalță gura până la cerul și limba le cutreieră pământul. De aceea aleargă lumea la ei, înghite apă din plin și zice, ce ar putea să știe Dumnezeu și ce ar putea să cunoască cel preanalt? Așa sunt cei răi. Totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Și spune Asaf, băi, zice, când m-am uitat la ei, aproape că era salunic. Nu v-ați gândit și cred că la toți ne-a trecut de multe ori gândul ăsta prin minte. Să-L slujești toată viața pe Dumnezeu și apoi să ții în mână o hârtie pe care scrie diagnostic medical, cancer. De ce mor pocăiți de cancer? De ce îl slujești toată viața pe Dumnezeu? Stai lângă el și apoi copilul îți face o boacănă, se duce în lume și apoi zici, la ce are rost toate astea? Uite, mă uit la vecinul ăsta, n-are nicio treabă cu Dumnezeu, cu nimic. Toată ziua la el mere muzica, cântă acolo guță și ceilalți manele, dă-i cu mâncare, cu tot. Băi, zice, își mâncă câte o jumătate de porc și eu n-am permis să-mi cumpăr carne și am colesterol. Nu știu cât colesterol. Și stai să te gândești și ascultați cum continuă psalmul mai departe. Zice, degeaba mi-am curățat eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și toate diminețile sunt pedepsit. Dacă aș zice, vreau să vorbesc ca ei, iată că n-aș fi credincios neamului copiilor tăi. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda. Și versetul următor, să știți că îi secretul. Până ce am intrat în Sfântul Locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Dragii mei, ascultați-mă bine, tot ce vedeți pe pământul ăsta e trecător. Fericirea pe care tu o poți atinge aici, bucuria asta care e doar o clipă comparată cu veșnicia lui Dumnezeu. Merită aici să fii fericit 10, 20, 30, 50, 70 de ani și apoi o veșnicie, dragii mei. Veșnicia, știți ce înseamnă? Absența timpului, acolo timpul nu se mai măsoară. Și apoi toată veșnicia să fii trist. Știți că scrie Biblia căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură și ce este? Roman 14 cu 17. Este ce? Pune acolo să vadă. Este ce? Neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Amintiți-vă de pilda talanților în Matei, capitolul 25, capitolul 25 din Matei. Știți cu ăia care au primit talanți? Știți ce le-a spus stăpânul la final? Versetul 21. Stăpânul său i-a zis, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Frați și surori, adevărata bucurie nu-i pe lumea asta. Nu vă mai amăgiți cu toți care vreți să vă vândă bucuria la pachet. O grămadă de cărți, 10 pași spre fericire. Poți să-i faci de 1000 de ori pe aia 10 pași și ți-ai dat seama că nu mai ai făcut 10.000 de pași, că tot n-ai ajuns la bucurie. Aici, pe pământul acesta, Domnul Iisus ne-a spus clar, în lume veți avea ce? Bucurie? Necazuri. Psalmistul spunea așa, cât despre mine, fericirea mea este să mă apropiu de Domnul. Singura noastră fericire care ar trebui să avem pe pământul acesta este să ne apropiem de Domnul. Dragii mei, dacă am privit la pilda asta cu talanții, a fost un rob care, știți că fiecare dintre robe a primit talanți. Unul a primit un singur talent. Ce s-o gândi el? Hai să-l îngrop
Și până vine stăpânul, chefuiesc, mă distrez, fac ce vreau. Și când vine stăpânul, îl dau înapoi, ia, ia, ia talentul. Ce? Așa a făcut robul ăsta. Și spune Biblia, versetul 23, Matei 25-23, stăpânul său i-a zis, ăsta e al doilea, mă scuzați, bine robul și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră și tu în bucuria stăpânul său. Versetul 24 zice, cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis, Doamne, ăsta avea teorie bună, mă, avea filozofie și o teorie în cap, zicea, eu am știut, el era plin, da? Teoretic știa multe, practic l-a omorat pe el. Zice, Doamne, am știut că ești un om aspru, care se cer de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. De mai departe, mi-a fost teamă și m-am dus, ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este a tău. L-a ascuns, nu-l fură nimeni, nu m-a avut nici măcar grija talentului, măcar să-l țin acolo în casă, să mai șteargă, să mai grijească, mă, mai stau să-l mai păzesc, vin hoții, nu vin. El l-a ascuns bine să nu găsească nimeni și apoi s-a bucurat. Și ce spune stăpânul? Versetele următoare, domnule, 26-le. Stăpânul său i-a răspuns, rob viclean și leneș, ai știut că secer de unde n-am semănat și strâng de unde n-am vânturat. Zice, și cu toate astea ce ai făcut? Dă-i următorul 27. Prin urmare, se cădea ca tu să fi dat banii la zarav și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Da? Luați-i dar talentul și dați-i celui ce are 10 talanți. Pentru că celui ce are se va da și va avea de prisos, dar cel ce n-are, celui ce n-are, zice, se va lua și ce are, adică nimicul. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați în întunericul de afară, acolo va fi ce? Plânsul și scrâșnirea dinților. Ascultați-mă bine, de multe ori o viață fericită de aici, să termină pe dincolo cu plâns și scrâșnire. Și de multe ori o viață în lacrimi aici, se va termina dincolo în bucurie. Vă amintiți întâmplarea aceea, am auzit-o și eu și destul de interesantă. Se spune că undeva într-o gospodărie era un măgar și un porc. Măgarul în fiecare dimineață îmi punea șaua pe el și ducea la cărat la pietre din munte. Astăzi așa, mâine așa, dă-i cu pietrele în sus, dă-i cu pietrele în jos. Și când vinea acasă, de fiecare dată îl găsea pe porc mâncând, îngrășându-se și să acolo într-o băltoacă, tot să dădea așa, știi, să făcea, era cald la porc. Și îi spunea porcul măgarului, bă, asta nu-i viață ce ai tu, viață de măgar. Uite, mă, asta e viață, ce am eu aici. Mânc, dorm, mă trezesc, mânc, mă mai dau eu acolo printr-o baltă, mă mai bălăcesc un pic și iară mânc și iară dorm. Și știi ce-o măgarul? Mai vorbim după Crăciun. Că de obicei viața asta bună să termină cu cuțitul. Dragii mei, nu alergați după fericirea asta iluzorie, după ceea ce credem noi când ne dă bucuria. Și din ce cauză? Pentru că bucuria asta e numai o clipă. Vedem că orice bucurie trebuie să o plătim cu ani din viața noastră. Și ne cheltuim toți anii din viața asta. Mergem și muncim și nu ne dăm seama că fiecare oră de muncă în plus pe care avem multe obiective, vrem să ne facem și asta și cealaltă și cealaltă și cealaltă. Și în atâtea lucruri pe care noi le avem în cap, singurul lucrăm, uităm cel mai important lucru, uităm că viața se termină. Și într-o zi vei sta față în față cu Dumnezeu și Dumnezeu te va întreba, tu ce ai făcut pentru mine? Tu ce ai făcut demn să intri aici în împărăția mea, unde este pentru veșnicie bucurie? Dragii mei, vă întreb încă o dată, ce preferați? O viață bucuroasă de bucurie, de fericire aici pe pământ sau o viață plină de bucurie dincolo? Eu vreau dincolo să fiu bucuros, chiar dacă aici mai trebuie să trec prin încercări, prin tot felul de lucruri, chiar dacă aici va trebui de multe ori să mă abțin de la anumite lucruri, chiar dacă aici de multe ori, așa cum spunea și fratele Lucian, va trebui să respectăm niște legi, că dacă vă uitați acolo în capitolul acela pe care l-a citit fratele Lucian la început, o să vedeți că sunt 14 versete de binecuvântări și apoi 40 și ceva de blesteme. Dacă vei asculta, uite, astea sunt binecuvântările și dacă toți suntem la un serviciu de tineret în seara aceasta, dacă vrei să fii fericit pe pământ, să știți că Dumnezeu poate să dea și pe pământ fericirea, dar Dumnezeu are condițiile Lui. De aceea spune Biblia să cinstești, asta e o poruncă, mă. Una dintre cele 10 porunci spune așa, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, da? Este cea din tâi poruncă soțită de o făgăduință. Și care e făgăduința? Ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Că s-ar putea să trăiești multă vreme pe pământ și să-ți mulci părul din cap. Da? Sunt oameni, am văzut zilele trecute, am văzut un interviu cu o femeie din România. A mers cineva pe stradă și a întrebat așa cu microfonul, pot să vă pun o întrebare, doamnă? Spune, zice, ce așteptați din anul 2023? Aștept să mor, o zicea. Da. Și zice, da? De ce? M-am săturat de viața asta, zice.
Singurul lucru care mai aștept bilanul 2023 să mă duc o dată, să plec din lumea asta. Mă înțelegeți? Dragii mei, viața lungă, însoțită e fericire, are o condiție. Ascultarea și să cinstești. Știți dumneavoastră că există o oarecare diferență între a asculta de părinții tăi și a cinsti părinții. Tu poți să-l asculți pe părintele tău să nu-i întorci niciodată vorba. Da, da, nu, nu, să le faci pe toate. Dar a-ți cinsti părintele merge puțin mai încolo de a-ți asculta părinții. Și ce înseamnă să-ți cinstești părintele? Să-l faci pe tatăl tău și pe mama ta mândră de tine. Atunci când merg la școală și zice, domnule, aveți un copil extraordinar, știți cum îi crește inima părintelui tău? Ce tată sau ce mamă de aici nu ar vrea să aibă astfel de copii? Care să-l cinstească în mijlocul societății, care atunci când lumea vorbește despre el, a zice copilul dumneavoastră, domnul e un copil extraordinar, îți crește inima sau nu ca părinte? Asta e cinstea pe care tu trebuie să o dai părinților tăi. Faceți-i pe părinții voștri mândri de voi. Acum haideți să stăm ridicați în picioare. Ne stăm față, dragii mei, o săptămână întreagă, o săptămână în care să punem în aplicare toate aceste lucruri. O săptămână în care să medităm la ceea ce ați auzit. Fericirea, dragii mei, aici pe pământ este de scurtă durată, trece repede, dar dincolo este pentru totdeauna. Gândește-te bine unde vrei să fii fericit. Aici pe pământ poți să fii fericit în măsura în care se poate. Dincolo în veșnicie poți să fii fericit, dar numai cu Dumnezeu. Așa că în rugăciunea aceasta vreau să-mi stai înaintea Domnului și să fii sincer. Dacă până acum ți-ai dorit fericirea pe pământ, în seara asta schimbă-ți puțin optica și spui, Doamne, eu vreau fericirea dincolo de viața aceasta. Atunci când toate se va termina, atunci când se va trage cortina peste timpul acesta, atunci când se va pune zăvor timpului și va trebui să treci dincolo de timpul ăsta, să poți să mergi în bucuria stăpânului tău. Și în a doua parte a rugăciunii, punem numele Domnului peste întreaga biserică, peste săptămâna în care am intrat, ca Dumnezeu să fie protecția noastră de fiecare zi. Mulțumim și totodată Domnului pentru tot ceea ce ne-a dat în seara aceasta. Mulțumim Domnului pentru tinerii care au slujit aici, atât la ora de rugăciune, prin cântare, tot cei care au cântat cântări solo. Și punem numele Domnului peste întreaga biserică, ne rugăm. Vă invit să ocupați locurile câteva momente pentru anunțuri și apoi ne vom despărți din locul acesta. Săptămâna viitoare, așa cum știți, programele la fiecare departament pe care le aveți, luni, fanfară, marți avem de la ora 9 rugăciune aici în Casa Domnului, joi de asemenea tot de la orele 9 seara rugăciune, vineri corul, sâmbăta viitoare din nou fanfara și tinerii
și duminica viitoare ne vom vedea din nou în casa Domnului. Încă un anunț, nu știu, sora Adriana, mai ai formulare? Da. Pentru cei care vreți să mergeți la vot, vor fi alegeri locale aici, ca și cetățeni. Noi trebuie să dăm dovadă că suntem nu numai buni creștini, ci și buni cetățeni, da? Și va trebui să alegem, pentru că până la urmă viața asta e formată din alegeri. Cei care vreți să vă puneți votul pe buletinul acela de vot al primarului, să alegem aici în Chintanar un primar care să ne și reprezinte pe noi, să nu-și reprezinte doar interesele lor propriu, mergeți la sora Adriana și luați un formular în care trebuie să vă puneți numele și toate acelea pentru a putea participa la vot. În caz contrar, s-ar putea să mergeți acolo și să nu vi se găsească numele. Cu acestea fiind spuse, adunarea este liberă, cu pacea Domnului. Fiți binecuvântați de Domnul!